Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Maxim. Emisiunea din această seară, prima jumătate a emisiunii această seară, vom dedica voleiului și tocmai de aceea alături de mine se află doamna Georgiana Constantina, antrenor la Clubul Sportiv Școlar din Buzău. Vom discuta despre toate categoriile de vârstă, despre proiectele de viitor, despre cum au încheiat voleibaliștii Clubului Sportiv Școlar, dar și cei de la Dacia Buzău din divizia secundă. Anul, însă, mai multe o să ne spună doamna antrenoare care se află alături de noi în această seară. Bună seara, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Aș vrea să începem în ordinea categoriei de vârstă. Știu că sunt patru categorii de vârstă, dacă nu mă înșel, la CSS Buzău, plus seniorii de la Dacia, subiect cu care aș dori să încheiem prima parte. Cum a fost anul 2014 pentru CSS Buzău? Anul 2014 pentru CSS Buzău, anul școlar, sau mă rog, anul sportiv, 2013-2014, a fost unul dintre anii, hai să spunem că am menținut oarecum nota, am menținut o linie. Am avut o calificare în turneul final și celelalte trei categorii calificate la turneul semifinal. Dar cireașa de pe tort, dacă pot spune așa, a fost calificarea la europene a sportivului Frâncu Teodor, după o perioadă destul de lungă, împreună cu echipa României, bineînțeles, după o perioadă destul de lungă, și anume după 28 de ani, România, naționala României de juniori, a reușit să se califice la campionatele europene și am și participat în turneul final, tot cu Frâncu Teodor, la finala campionatului european, unde am obținut locul 9. Eu zic că a fost unul dintre anii buni ai voleiului buzoian. El a fost singurul reprezentant de la CSS Buzău la loturile naționale, incluzând aici toate categoriile de vârstă. Nu a fost singurul reprezentant, dar a avut performanța, una dintre performanțele notabile, și o altă performanță notabilă, la fel de bună, care s-a soldat și cu o medalie de aur la campionatele balcanice, a fost a sportivului Panait Răzvan, la cadeți, la naționala de cadeți. Cam în asta au constat rezultatele din anul 2013-2014. Mai departe am avut convocare în lota sportivului Băiculescu Mihai și sperăm ca în anul ăsta care a început să mai avem încă un om sau doi la loturile naționale. Depunem toate eforturile ca sportivii să capete cât mai multe cunoștințe ca să poată participa în competiții. Bine, pentru început convocat și abia apoi în competiții. Știu că în ultimii ani am avut în permanență sportivi convocați la loturile naționale. Cum a fost 2014 și cum va fi 2015 prin prisma numărului, nu neapărat a performanțelor obținute de sportivi la loturi, dar prin prisma numărului pe care CSS-ul sau voleiul buzoian reușește să-l trimită către reprezentantele naționale. Nu știu cât de corect ar fi să vorbim doar prin prisma numărului de sportivi convocați la loturile naționale. Hai să spunem, dacă e să privim lucrurile un pic în urmă, am avut și 5 sportivi convocați în echipa României care au luat medalia de aur la Balcaniele, dintre care 3 au fost titulari, generația lui Bratosin. Au fost ani în care au fost și 7 sportivi convocați la loturi. Bine, unii au participat la competiții, ceilalți nu. Dar nu știu dacă numărul este atât relevant. De relevant. Mai, din punctul nostru de vedere, cu cât sportivul are o continuitate în lot, și pe același principiu ne bazăm și în pregătirea de la club. Cu cât continuitatea este mai mare, cu atât lucrurile funcționează mai bine. Adică ne place să ducem lucrurile la bun sfârșit. Unul din exemplele pe care le-ați numărat și dumneavoastră, Teo Frâncu, el a cochetat, e foarte puțin spus. A luat contact cu naționala încă de mic, drept dovadă că s-a menținut. Câți reușesc nu doar să cocheteze cu naționala, ci să își creeze un parcurs în continuitate, așa cum spunea și dumneavoastră numai cu câteva clipe? Reușesc cei, nu
neapărat serioși, că toți sunt serioși. Cei care merg pe o pantă, pe un drum ascendent. Asta, eu zic că ăsta este secretul. Există și o vorbă, un proverb. Este ușor să ajungi sus, dar este foarte greu să te menții. Și eu cred că Teo și Răzvan și toți sportivii care au fost la roturile naționale au mers pe principiul ăsta. Comparativ cu alte orașe din țară, cum stă Buzăul din acest punct de vedere? Aici discuția este destul de amplă. De ce spun lucrul ăsta? O să vă dau câteva exemple. Dacă la Dej, spre exemplu, un oraș destul de mititel, unde volei a existat dintotdeauna, unde a fost tradiție ca și la Buzău, de altfel. La Buzău trebuie să, dacă e să ne uităm, să privim foarte, foarte în urmă, noi avem și oameni care au participat la Olimpiada, la Jocurile Olimpice. Cornel Chifu, Petrică Stancu, de la Râmnicu Săranicu Stoian, adică dacă e să privim lucrurile foarte în urmă. Acum, referitor la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, aș putea spune următorul lucru. Dejul, luăm Dejul ca și exemplu, acolo este Centrul Național de Excelență. Destul de mulți copii din țară merg la acolo și rămân la echipa de la Dej. Localnici au, într-adevăr, dar nu atât de mulți cât are Buzăul. Practic noi să înțeleg că suntem o pepinieră care încă nu ne dezvoltăm la capacitate maximă? Ba da, noi ne dezvoltăm la capacitate maximă. Iarăși, un alt exemplu, Constanța, echipa Tomisului. Da? Au adus copii din toată țara și așa reușesc, i-au legitimat la Tomis Constanța, au adus de la Timișoara, au adus de la Tulcea, au adus de la, mă rog, au ales vârfurile, practic. Drept urmare se văd și rezultatele pe care le-au avut în ultimii ani. Și iarăși, o bună parte din echipa națională jucătorii de acolo sunt de la Tomis. Acum s-a făcut un alt centru de excelență la Baia Mare. Și iarăși, făcând o comparație, noi aici la Buzău nu avem un centru de excelență. Deci noi nu aducem copiii din afară, dar totuși reușim să ne menținem în vârf. Și să avem și oameni alături naționale. Eu sunt de 12 ani la Clubul Sportiv Școlar și în fiecare an au fost, hai nu spun doi, dar cel puțin unul a fost la... Cum reușim să ne menținem noi vârfurile, tocmai pentru a nu pleca în aceste trei destinații pe care le-ați enumerat? Cum reușim să facem lucrul ăsta? Eu cred că prin seriozitate, seriozitatea de care dăm dovadă noi antrenorii, prin faptul că respectăm copiii de la... Din totdeauna punem problema în felul următor. Copiilor trebuie să le placă ceea ce fac. Dacă lor le place ceea ce fac, atunci vor veni cu drag la sală și lucrurile vor funcționa foarte bine și pe viitor. Da? Și eu zic că totuși în primul rând este vorba de faptul că avem echipa asta de divizia B aici, în Buzău, și se creează cât de cât un lobby și se face lobby și este o emulație pentru lucrul ăsta. Așa reușim să-i ținem. Reușim să-i mai ținem și prin faptul că, așa cum am spus și mai devreme, ce facem noi la Buzău, fac și cei de la Tomis, mă refer strict la antrenament, fac și cei de la Tomis, fac și cei de la... Probabil oriunde în țară se întâmplă lucrul ăsta. Da, dar vedeți, din punctul meu de vedere, cei din Constanța, noi suntem sub ei din foarte multe puncte de vedere care nu țin de noțiunea de pregătire fizică, tehnică sau tactică. Mă refer la faptul că, bănuiesc că și doar să vă confruntați în volei cu o problemă prin care au de trecut și celelalte sporturi. Copilul este bun, promite, este de perspectivă, începe, cochetează cu loturile naționale de juniori, da, ca să cuprind o arie mai largă, ajunge în clasa 12-a, în continuare, el nu a atins apogeul maxim, repet, are perspective și așa mai departe, însă are în general două opțiuni.
una, de a încheia cu sportul respectiv, pentru că vreau să-și urmeze studiile și Buzău în momentul de față nu reprezintă un centru universitar sau o posibilă variantă reală de a-ți continua studiile la un nivel cât de cât înalt și preferă să plece din Buzău, așa cum se întâmplă în cazul majorității. Că e Constanța, unde sunt câteva facultăți destul de bune, că este București, că este Iași, în funcție de opțiunile lui. Și dacă, într-adevăr, făcând sport de atâția ani de zile, este o pasiune pentru el, continuă să practice sportul respectiv la nivelul la care se află în noul oraș. Da, categoric. Până la urmă, și dacă e să privim lucrurile și mai departe, după ce termină școala, după ce termină facultatea, după ce termină anumite lucruri, se poate întoarce la Buzău să joace la Divizia B. Vedem că echipa de la Buzău, de Divizia B, este numai cu... Aici avem numai jucători din Buzău. Jucători autohtoni. Da. Care și-au terminat studiile, au fost la alte echipe și-au terminat studiile și-au venit înapoi acasă. Ne-ar fi ajutat mai mult dacă aveam o echipă în primul eșalon? Despre lucrul ăsta nu aș putea să vă spun eu personal foarte, foarte multe, dar... Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul profesor Boldișteanu și am căzut de comun acord că cel mai bine este să menținem echipa de Divizia B pentru a ajuta juniorii. Mă rog, cadeții și copiii și juniorii. Da? Tocmai pentru a-i promova... A avea continuitate, da, a fi eventual o rampă pentru o echipă superioară. Da. Am văzut că dumneavoastră aveți foarte multe categorii de vârstă la CSS Buzău, printre care și mini-voleiul. Da. Bănuiesc că este pragul cel mai mic ca și vârstă pentru a începe să practici voleiul. Cum vă descurcați în aceste vremuri cu atâtea tentații? Mai vin copiii la sport, de... vă duceți, faceți selecție, aduceți dumneavoastră, sunt discuții purtate cu părinții? Da, mergem la clase, mergem în școli, discutăm cu profesori de educație fizică, cu directorul instituției, intrăm în școală și, hai să spunem, facem o selecție. Pentru început, funcționăm în felul următor. Cine dorește, cine vrea să încerce, poate veni să vadă dacă funcționează. Nu contează dacă are 1,90 m sau cât ar avea. Deci nu asta este important. Inițierea, din punctul nostru de vedere, nu respectă standardele foarte riguroase. Nu este o etapă care cerne. Da, în ceea ce privește datele antropometrice. Nu asta ne interesează. Ne interesează copiii care vor să facă mișcare, care vor să facă ceva, să-și ocupe timpul, să nu stea în fața calculatorului. În ceea ce privește celălalt subiect, tentațiile care apar în ziua de astăzi, eu zic că nu au fost atât de multe nici în alte vremuri, dar părintele care este conștient de importanța prezenței sportului în viața feciorului. Prezenței unei activități, nu neapărat a sportului. Noi vorbim din punctul nostru de vedere și ne referim strict la sport. Importanța unei activități în viața copilului, atunci acești părinți își îndreaptă copiii fie către sport, fie către muzică, fiecare unde consideră că... În funcție de talent, de timp și de alte posibilități. Exact. Sau așa. Dar am mai avut plăcuta surpriză de a avea copii ai foștilor elevi ai domnului profesor. Deocamdată eu n-am copii care să aibă copii. N-am elevi care să aibă încă copii. Dar vin. Copiii, în general, vin. Pentru că ne ajută și, așa cum am spus, ajută și profesorii de la clasă. Asta e următoarea mea întrebare. Care este feedback-ul, dacă putem să-i spunem așa, pe care îl aveți din partea celorlalți profesori? Spre exemplu, acum câțiva ani de zile, din ce știu eu și din ceea ce am trăit pe propria piele, dacă aveai o calitate, fie că erai motrică, fie la jocul de handbal sau la fotbal, la ceea ce făceai la orele de educație fizică și sport, arătai inclinații sau perspective pentru a dezvolta aptitudini pentru a face sportul de performanță, erai îndrumat către un alt antrenor, nu cel de la școală. Că asta era și diferența între sportul de performanță și educația fizică. Ei, în ziua de astăzi se mai practică treaba asta, nu știu, aveți telefoane sau sunteți sunată prin care să vi se spună, doamna profesor, am un tânăr,
Da. Mai ales că la dumneavoastră sunt și criteriile de motricitate. Din câte știu, da, sunt anumite criterii de înălțime care trebuie atinse. Nu, de, așa cum am spus, la, în prima fază nu ne... Nu avem pretenția să respecte aceste criterii. Dar, referitor la ce ați spus mai devreme, da, avem colegi în oraș care ne trimit copiii către volei, mă rog, care își îndrumă elevii către un sport de performanță. Problema noastră principală este că sunt foarte puțini profesori de educație fizică cu specializare volei. Majoritatea urmează că merg spre sporturile mai populare. Da. Sunt colegi cu altă specializare care, într-adevăr, văd un copil cu calități pentru volei, îl trimit către volei. Nu s-a pus problema. Dar trebuie să recunoaștem că este un sport destul de greu, mai ales la nivel de inițiere. E ca mersul pe bicicletă. Greu înveți, dar când ai învățat, nu te mai oprești. Da. Și ce să zic, aici ar fi o problemă, aici este într-adevăr o problemă, pentru că la clasă nu se face cum se face handball sau fotbal. Mai există, din punctul meu de vedere, o selecție clară sau, mă rog, un criteriu clar, că mă lovesc de următoarea problemă, mă duc la clasă și întreb băieții, că eu lucrez cu băieți, da? Vrea cineva să vină la volei, nu că e sport pentru fete. De ce? Pentru că sunt profesori care fac următoarea greșeală. Băieții joacă fotbal, fetele volei. Și în felul ăsta se dezvoltă... Inconștient, da, într-adevăr. Bine, nu toți. Așa cum am spus, avem ajutorul. Nu ne-a stricat și mai mulți copii, nu ne-a stricat și mai multe colaborări cu ceilalți colegi. Trecând mai departe, ce obiective aveți la cele patru categorii de junior pe care le aveți la CSR? Începând de la mini-volei și până la ultima categorie de vârstă, în noul an. Campionatul a început încă de la sfârșitul septembrie, începutul octombrie. Da, se joacă toamnă, primăvară. Da, noi jucăm pe aproape toată perioada anului școlar. Ne-am atins obiectivele... primele obiective, să spun așa, calificarea în semifinală. Mai sunt două etape la... mai e o etapă la junior și încă două la cadeți. Dar speranțele minivolei, la speranțe mai sunt două turnee, că la speranțe și la minivolei se joacă alt sistem. Jucăm fiecare cu fiecare, dar din patru turnee se face clasamentul. La minivolei sigur suntem calificați în semifinală. Speranțele, în funcție de următoarele două turnee, vom vedea dacă reușim să facem lucrul ăsta. Cadeți și juniori suntem calificați în semifinală. Știu că de câteva zile v-ați luat și pregătirile, stagii de pregătire la... De câteva zile după 3 ianuarie. Am muncit și pe 29 și pe 30. N-am avut pauză decât 2 zile de Crăciun, 2 zile de Revelion. Nu ne permitem pauză în perioada asta. Aveți planificate stagii de pregătire? Mă gândesc la categoriile de vârstă mai mari? Nu, pentru că suntem în plin campionat. Duminica acum avem etapă și nu ne permitem să facem o încărcare la munte, spre exemplu, pentru că n-am avea timp să descărcăm. Asta e categoric. Dar nu, acum, în perioada de iarnă, ținând cont de faptul că la noi campionatul începe destul de devreme, așa cum am spus, duminica avem etapă, deci pe 18 ianuarie avem etapă și n-am avea timp să facem treaba asta. Am avut un semi-cantonament, ne-am pregătit intens în sală, că asta ne trebuie, minge și cam atât. Pentru că noi avem două minute, aș dori să ne spun câteva cuvinte și despre echipa de seniori Dacia Buzău. Care sunt obiectivele, cum au trecut peste această iarnă și practic ce se va întâmpla cu echipa în 2015 din punct de vedere sportiv? Ce pot să vă spun despre echipa de divizia B? Așa cum a spus mai devreme, domnul Bolșteanu este cel mai îndreptățit să spună toate lucrurile astea, dar o să încerc să spun eu câteva lucruri. Repet, avem principalul obiectiv al echipei este pentru a crește juniori și avem 4-5 juniori în permanență la antrenament care se pregătesc constant cu echipa mare. Unul dintre ei, așa cum am spus, este și Panait Răzvan,
care, am uitat să menționez lucrul ăsta și a fost până acum două zile, până acum trei zile la, în pregătire cu lotul național de cadeți, care s-au calificat. El n-a plecat în deplasare în Grecia pentru că a avut o accidentare la genunchi. S-au calificat la europene pentru următoarea, în faza finală. Da, sunt mai sunt trei etape. Apoi o să înceapă play-off-ul. Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Suntem în grafic, suntem hai să spunem că ne încadrăm un obiectiv până în momentul de față. Bun, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din această seară. Dragi prieteni, noi revenim în câteva clipe cu cea de-a doua parte a emisiunii, parte pe care o vom dedica primei victorii a echipei locale de handbal feminin, chiar în primul meci oficial din 2015. Mai multe detalii însă aflați în câteva secunde când va începe partea a doua emisiunii. Bună seara, dragi prieteni, am revenit cu cea de-a doua parte a emisiunii. Parte, așa cum vă spuneam și la începutul emisiunii, o rezervăm handbalului. Alături de mine, în această seară, în partea secundă, ultimele 25 de minute ale emisiunii, se află domnișoara Laura Zafiriadis, ultimul transfer al echipei locale de handbal feminin, însoțită de domnul Ștefan Miloș, președintele echipei buzoiene. Alături de cei doi vom discuta despre prima victorie înregistrată de HM Buzău în acest an, în primul joc oficial, precum și despre planurile pe care atât Laura cât și echipa buzoiană le-au în 2015. Să rămână și bună seara! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine! Bună seara! Bună seara. Am să intru direct în pâine. Laura, primul joc oficial în tricoul echipei din Buzău. Prima victorie, o victorie care, din câte am înțeles la domnul președinte, n-a fost chiar atât de ușoară, chiar atât de facilă. Nu a fost destul de ușoară. Fetele au venit hotărâte să câștige, dar noi, cum suntem o familie aici la Buzău, ne-am mobilizat și n-am intrat în jocul lor și normal am câștigat. Ești o scurtă perioadă la Buzău, spune-mi ce ai găsit aici, prin prisma jucătoarelor, prin prisma conducătorilor și, de ce nu, și prin prisma suporterilor, că ați debutat, ați jucat deja un meci în fața propriilor suporteri. Da. Eu sunt mulțumită de ce am găsit aici. Pe domnul Miloș și domn profesor îi știam de ceva timp și m-au primit atât fetele cât și domnii cu brațele deschise și... m-am integrat foarte repede în sânul familiei. N-am avut probleme. Cât de mult a contat faptul că ai debutat într-o partidă în care ați obținut toate punctele puse în joc? Pentru mine a contat foarte mult. Fiind primul meci aici, mai ales fiind și un meci important, am fost foarte bucuroasă că am putut să le ajut pe fete. Și sper pe viitor să fie din ce în ce mai bine și să dăm tot ce putem. Domnule președinte, continui cu dumneavoastră. Da. Cum a fost în primul rând jocul cu formația din Galați? Cum a spus și Laura, a fost un joc foarte dificil, mai ales prin prisma faptului că echipa din Galați venea și pe site-urile de socializare, toți spuneau că vin să câștige la Buzău. Și au avut într-adevăr o apărare foarte agresivă. Ne-a surprins un pic această apărare foarte agresivă, dar... Fetele au știut să-și aducă aportul, să facă un meci bun. N-ați specificat, Laura a fost una dintre cele mai bune jucătoare ale noastre în acest debut de retur de campionat. Nu numai că am scris 7 goluri, dar a avut o singură ratare, ceea ce a fost remarcată de toți spectatorii. Mă bucur și vreau să le transmit la mulți ani la toți spectatorii care a venit un nume foarte mare ieri și le mulțumesc încă o dată că a fost alături de echipa și sper să fie în continuare. Dar faptul că a venit într-un număr atât de mare, fetele i-au răsplătit cu o victorie meritată, zic eu, și nu s-a pus niciodată la îndoială nicio clipă victoria noastră. Că putea fi mai la scor, la scor mai mare, aici aș da vina un pic și pe... cele două arbitre, fiind două arbitre tinere, care au lăsat jocul mereu peste limita regulamentului a echipei din Galați.
Și noi suntem un pic mai domnișoare așa în apărare și din cauza asta părerea mea că diferența a fost doar de 8 goluri. Una peste alta este o victorie de care aveam nevoie ca să ne menținem un grafic pentru obiectivul din acest an. Dați-mi voi să mă întreb cât de mult ne ajută această victorie din punct de vedere moral. Păi, ca să spun doar câteva cuvinte, după aceea Laura va poate continua. Moral, vă dați seama, orice meci, orice început de campionat, orice început de tur sau retur, o victorie înseamnă enorm. În primul rând pentru moralul jucătoarelor, prin prisma faptului că am obținut-o și cu un adversar care, practic, noi ne batem pentru poziția a treia în clasament. Noi, bine, dorim să urcăm până în cel puțin pe locul 2. Dar la ora când vorbim acum, a fost adversarul care era cel mai apropiat de noi. Și cu atât mai mare este și mai îmbucurătoare este victoria, cu cât am obținut-o cu ei, mai ales că le visesem și la Galați, dar la Galați încă ei nu se formase chiar atât ca o echipă. Să nu uităm că Galați a fost mulți ani de zile în Liga Națională, de altfel ca și noi. O echipă bună. Acolo au intervenit și modificări datorită din cauza, de din fapt, cauză, da, problemelor financiare care s-au confruntat de-a lungul timpului. Laura, ce planuri ai la Buzău? Am venit cu planuri mari, cu gânduri mari. Am venit să ajut echipa și sper din tot sufletul să reușim să promovăm. Să fim în continuare la fel de unite, noi, ca și echipă. Și normal și cei de la club să ne ajute, să fie alături de noi. Și sperăm să fie totul bine în continuare. E posibil, domnule președinte, să prindem a doua poziție? Ne despart două puncte, din câte știu. Nu. Noi acum, când suntem pe locul 3, e acest loc de dreptul la baraj. Deci locurile 2 și 3 pot merge la baraj. Primul loc promovează direct, iar locul 2 și 3 merge la baraj cu penultima și ante penultima clasată de da, și cu două din cealaltă serie. Deci și în seria cealaltă sunt două care ocupă locul 2 și 3, cu noi două și două din Liga Națională. Deci în afară de cele două care retrogradează, probabil că vor pica, cum stau lucrurile acum, Târgu Mureș, și acolo va fi însoțită de o altă echipă, Deva, știu și eu, Constanța, nu știu cine mai... Această diferență pe care o observ cu avem față de CSM2 București, care din câte știu oricum nu are drept de a merge la baraj. CSM București nu au drept. Deci următoarea clasată ar veni locul 5, Activ Plopeni, 18 puncte, oricum la egalitate cu CSM2 București. În cartul ăsta de 4 puncte diferență, ne asigură într-o proporție covârșitoare prezența la acest baraj pentru Liga Națională? Normal că sunt multe jocuri. Adică nu să ne culcăm pe ureche prin prisma faptului că avem 4 puncte diferență? Nu, 4 puncte nu pot. 3 jocuri se pot. Dar încă o dată vă spun, părerea mea că singurele adversarii care pot să ne pună probleme la ora actuală sunt aceleași. Rapidul București, care ne batem de atâția ani cu ele, Știința București, și după aceea ne mai gândim dacă vreo echipă mai poate să ne învingă. În această pauză competițională din perioada din iarnă, ați pierdut două jucătoare și ați transferat altele trei. Da, am avut un contract cu două jucătoare până la sfârșitul turului acestea. Ca o paranteză, încerc să zic că vă întreb jucătoare pe care nu ne permiteam să le ținem din punct de vedere financiar. Da, după asta a fost și ele fiind, hai să nu zicem date, excluse din lotul de unde au făcut ele parte. Și au dorit foarte mult să arate, să demonstreze, au venit, au demonstrat, dar din acel moment am și spus, când ne-a apărut oferta, într-adevăr, asta și era înțelegerea până la sfârșitul turului. Dar părerea mea este acum, și fără să îi spun Laura prea multe, părerea mea că venirea celor trei jucătoare e peste ceea ce am avut până acum. Și eu vreau să spun că și nu eu am fost de părerea aceasta, pur și simplu, spectatorii care sunt spectatori avizați și spectatori care chiar își doresc binele echipei acestea și au văzut lucrul ăsta. Părerea mea este că venirea celor trei e mai mult decât benefică și sperăm cu toții să facem o treabă bună. De ce nu? Și am mai des și discutat și punem și
să vedem ce buget avem pe 2015 și eu sperăm să facem o echipă, o treabă bună. Domnule președinte, pusă în oglindă cele două transferuri cu cele trei venite acum, vorbeam de două jucătoare care au depășit cât de cât prima tinerețe, două jucătoare experimentate, două jucătoare care și-au adus aportul în evoluția noastră din prima parte a campionatului și totodată două jucătoare pe care noi nu le permiteam din punct de vedere financiar. Cât de mult contează faptul că aceste trei transferuri, printre care și Laura, au avantajul vârstei, a faptului că, nu știu, din câte știu, sunt 20, 21 și 22 de ani, sper să mă înșel. 23. În primul rând, vreau să vă spun că ele, într-adevăr, au și avantajul vârstei, dar și a talentului. Părerea mea că sunt niște jucătoare talentate. Nu mă refer la cele care au plecat. Sunt, când ajung la o anumită vârstă, apare o erodare, o, înțelegeți? Da, te blazezi dacă nu vii cu... Normale. Te plafonezi, mai bine zis, da. Dacă nu intervii exact. Cu o provocare nouă. Și mă gândeam că și fizic, vă dați seama că apar niște... Înțelegeți? Iar ele sunt niște jucătoare tinere, în primul rând, dornice de afirmare și aici părerea mea că o să aibă toată disponibilitatea antrenorului. Asta e un pariu care cred că o să vă iasă. Nu, dar v-am spus ceva. Țineți minte la acel interviu care am mai intervenit și acel moșulică. Nu mă refer că eu sunt mai tânăr, dar problema este că v-am spus, sunt trei jucătoare care veți vedea că sunt și spectaculoase și printre altele am spus și spectaculoase și că jucătoare, părerea mea, că de valoare. Eu sper, cum am vorbit și cu Laura de multe ori după acest meci, de câteva ori după acest meci, ca ele să continue în același tren ascendent, pentru că, într-adevăr, au valoare. Asta ar fi un pas foarte important. Știu că este o pauză competițională. Acum urmează un meci oficial de-abia peste două săptămâni. Sâmbătă veți inaugura o sală la Cisnădie, dacă nu mă înșel, un amical cu formația Măgura din localitate. Da, aceea Măgura Cisnădie, practic, este echipa Sibiului. Și, într-adevăr, se face inaugurarea sălei și am fost invitați, mai ales prin faptul că ne asigură casă-masă și totul e cam gratis, vom face această deplasare. Dorim să facem două meciuri, una cu Cisnădie și a doua zi am vrea cu Sebeșu, dar să vedem cum... Deci, ca să nu avem pauza prea mare. Noi încă nu ne-am omogenizat la ora actuală, vă dați seama că cele trei au venit de o lună de zile și nu au avut încă timpul necesar, dar sperăm prin aceste jocuri să... Chiar asta era următoarea mea întrebare, cum ați depășit perioada de pregătire din iarna? Nu a fost dificilă, am fost împreună și ne-am ajutat fiecare. Da. Domnul profesor a fost alături de noi, la fel și domnul președinte și dacă faci handbal cu zâmbetul pe buze, tot e foarte frumos. Ce frumos ar fi să discutăm în aceeași notă pozitivă și peste câteva luni de zile, pentru că mai avem doar două minute. Domnule președinte, cum vedeți seria următoarelor partide? Urmează o deplasare la Târgoviște, dacă nu mă înșel. Domnul Andrei, dacă totul suntem sănătoși, în primul rând, și jucătoarele sunt în apte de joc, părerea mea că la un meci în care să ne mai pună probleme, tocmai prin luna februarie ne mai discutăm. Până atunci, sunt jocuri care, fără să fim modești adversarii, nu pot să ne pune probleme, Târgoviște, Plopeniu sau alte echipe. Ce așteptări aveți din partea autorităților locale în privința bugetului pentru anul în curs? Așteptări, ca și de fiecare dată, să fie sumele care ne le acordă, să fie un pic mai substanțiale, într-adevăr, și să le primim, într-adevăr, cum le-am primit și până acum cursiv. Și eu cel mai mult mă bucur când spectatorii sunt alături de această echipă. Poate să supără și chiar dumneavoastră, știu că vă supărați de multe ori ce spun acum, dar închei. Cea mai iubită echipă din sportul buzoian la ora actuală este echipa de handbal CSE, handbal municipal Buzău, pentru că, uitați-vă pe niște camere de la luat vedere la sala sportului, să vedeți că spectatorul a fost doar la meciul de ieri. Da, o afirmație puțin realistă, puțin arogantă. Așa, ca să fim, da. Timpul ne dă voie să mergem mai departe. La vă mulțumesc că ai dus să fie alături de noi. Domnule președinte, mare la plăcere, fel. Doamne. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Mi-au la revedere de la dumneavoastră. Nu înainte de a vă spune că ne revedem luna viitoare, tot de la ora 17, tot la TV Buzău. Până atunci, să auzim numai de bine.